bonul și nu rezolvă treaba. Uite, ăsta e de joi. A mai fost odată. Joi, toată ziua asta închisă. Aveți bun de ordine? De joi. Da, uite. Pentru ce ați venit? Pentru o adeverință. Adeverință de loc de card, nu? Da. Dar nu ați primit cardul sau? N-am primit cardul. În Focșani, oamenii au venit și de la 5 dimineața și s-au așezat la rând în fața casei de asigurări de sănătate. Au nevoie de cardul de sănătate pentru a putea merge la medic și pentru a-și putea lua rețetele compensate. A venit cardul. Au zis pozație și pozație. De când sunteți la coadă? Dar am avut la 6:20. Card? Nu l-ați primit acasă? Ba da, dar trebuie activat. Și nu l-ați activat la doctorul de familie, la medic? Nu merge. S-a suplimentat numărul de personal care lucrează la ghișeu. Se dau în jur de 120 de bonuri pe zi, dar colegii mei totdeauna încearcă să rezolve și pe cei care vin din localități mai îndepărtate. Cardul de sănătate este nominal și a devenit obligatoriu de la 1 mai.